Vrei să-ți cânt o cântare de Crăciun? Cum să nu? Îți voi cânta o ce veste minunată. Te ascult! Este vestea minunată? Care este? Îți spun eu, că ni s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Ai dreptate, așa este. Și mai am și eu o veste de adăugat. Ea poate fi o bucurie pentru mulți concetățeni români din Viena sau din împrejurimi. Deși anul acesta a fost unul destul de greu pentru mulți dintre noi și a trebuit să ne adaptăm la tot felul de situații și reguli noi, ba unii chiar s-au îmbolnăvit și au avut de suferit, totuși ne mai putem bucura de faptul că mai putem trăi și azi. Pentru că mulți prieteni de-ai mei și cu mine suntem mulțumitori față de Dumnezeu pentru faptul că avem unde locui și avem ce mânca și suntem recunoscători pentru tot sprijinul său pe parcursul acestui an, de aceea, în cadrul Asociației Bucurie Fără Hotare, ne-am gândit să producem și noi bucurie acelora care doresc să accepte de la noi câte un cadou. Acum, cu ocazia Crăciunului, dorim să oferim câte o carte, poate chiar și două, acelor copii cărora le place să citească singuri sau copilașilor cărora le citesc mami și tati seara înainte de culcare câte o povestioară. Unele din aceste cărți conțin povestiri frumoase cu învățătură, altele se concentrează asupra povestirilor biblice. Totodată, dorim să prilejuim o ocazie de bucurie și tinerilor și adulților. Indiferent că sunteți părinți sau că locuiți singuri în Viena și poate tânjiți după familie, după atmosfera caldă a sărbătorilor de odinioară, avem o carte bună și pentru dumneavoastră. Avem cărți de suflet, cărți care aduc speranță și încurajare în sufletul tuturor acelora care le citesc. Unele conțin pe scurt istoria acestei lumi, de la început până la prezent. Altele îl prezintă pe cel al cărui naștere se sărbătorește de Crăciun, iar altele conțin povestiri ale unor personalități binecunoscute sau chiar învățături creștine. Dacă vă place oferta noastră de cărți creștine, adresați-vă nouă cu încredere. Noi vă dăruim ceva frumos fără să plătiți ceva pentru el. Pentru a intra în posesia acestor cărți, nu aveți altceva de făcut decât să ne scrieți un mesaj pe adresa noastră de e-mail sau pe Facebook sau să ne sunați telefonic. Toate aceste informații le găsiți afișate la sfârșitul acestui clip. Toți copiii vor primi și câte o ciocolată pe lângă carte. Cadourile puteți să le ridicați personal de la centrul nostru în districtul 12 sau putem să vi le trimitem prin curierat. Toate aceste servicii vi le oferim gratuit între 20 și 24 decembrie. Sărbători fericite și să auzim numai de bine!